Salutare, bine ați venit la Te România. Astăzi începem o nouă serie pe acest canal și anume Retro Gaming, în care vom juca jocuri ce le-am jucat eu când eram copil sau când eram adolescent. Primul episod este despre GTA 3 și o să dăm start new game. Acest joc a apărut în 2002, după cum vedeți. Din punct de vedere grafic o să vedeți, na, că este un joc destul de vechi, dar eu zic că arată destul de bine pentru un joc ce a fost lansat acum 19 ani. Sorry babe, I'm an ambitious girl. You're just small time. Chiar nu știu, eu zic că arată chiar ok. Am jucat acest joc, cred că prin 2004, ultima dată, 2005, pe aici, pe undeva. Și de atunci nu l-am mai jucat. Și am zis că trebuie să fac un clip cu acest joc. Liberty City is in shock today as the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred to the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarter databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Da, bă, ce vremuri. Come on! Señor Dickhead! Salvador. Salvador îl chema. Încă acum începe și jocul. Acesta este și primul GTA 3D. Deci primele două au fost 2D, adică GTA 1 și GTA 2. Între cutiile astea. Am luat aiurea oare? Ori polaș pe aici? Da, o polaș pe aici. Bă, de când n-am mai jucat acest joc. O să facem câteva misiuni, fiindcă mulți dintre voi poate nici nu au, nu știu, nu au jucat acest joc, fiindcă este destul de vechi, da, vă dați seama, 19 ani. Pentru cineva care are acum, nu știu, 18 sau 15 ani, nici măcar nu a auzit, cred că, de GTA 3 sau, nu știu, a jucat probabil GTA San Andreas sau GTA 5. Dar, da, asta este un clasic pentru mine. Știu că l-am jucat foarte mult, deci foarte mult. Ăsta, Vice City și San Andreas. Ia să mergem noi la Luigi.
Dacă apăsați space, pune frână așa automat. Luigi's Girls. Și un joc cu o poveste foarte interesantă. L-aș juca din nou, fiindcă nu prea știam engleză în perioada respectivă. Adică știam ceva, dar foarte puțin. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Ce șmeche merge Luigi. Maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. Așa. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Și instala, sunt anumite moduri, chiar recent mă uitam, în care pot schimba grafic multe chestii. Să mergem să o luăm pe... O putem lua pe aici. Iată că e la spital. Nu ce mai ține minte. Da, e aici. Țin minte că odată am lovit-o și am omorât-o. Și era mission fail. Mereu vreau să iau un hammer, să nu-l atinge pe asta. Am scus o stea. Nu e nimica, o stea nu e. Nu e chiar așa. Ok, am scus și niște bani. Mergem să luăm următoarea misiune. O să fac câteva misiuni să vă arăt cam cum e jocul. Luigi said to give you this, so here, take it. This new high on the street goes by the name of Spank. Some wise guys have been introducing this trash to my girls down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Ah, da, și în GTA 3, stați că se iau băta. Să-l executăm. Și să-i luăm mașina. Ce mașină? Vedem să schimbăm radio. Rise FM. Știu că putem pune MP3-ul. Vedem că poți. Și să asculti. Na, ce vrei tu? Muzică românească. Aici la vale.
sunt aici. Hai să mopsim. Și trebuie să ducem acasă la Luigi. Cam nașpa la... la viraje, dar... aici. Să mergem înapoi. Mai facem o misiune și după aia încheiem clipul. Hai că luăm asta. Nu. Se mai întâmplă. Drive Misty for me. Combo. What am I gonna do? Hey, I gotta talk to you. All right, Mick. I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. You want some action from his regular girl, Misty? Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Chiar da, se vede că e vechi jocul. E interesant cum e perioada aia, fiindcă na, nu era grafică, era normală grafică, adică nu era grafică cum e acum. O, aici cred că știu, e să o claxonăm ca să iasă afară. Nu mă ochi fără doar la Luigi now. E să întorcem. Ah, Joe, era mecanicul ăla. La Joey. Joey! Am I gonna get to play with your big hands again? I'll be with you in a minute, spark plug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Hai să mergem să salvăm și încheiem clipul. Dacă vreți, o să continui povestea și o să fac toată seria, adică stați-mă o secundă, să merg undeva, fiindcă era o mașină
foarte șmecheră. Să văd dacă e acolo. Deci vă dați seama că am jucat jocul ăsta încă... Încă țin minte unele lucruri. Și după aia venim și salvăm. Diablo. Țin minte că aveam un prieten ce îi plăceau mașinile astea și mereu încerca să facă un fel de colecție de mașinile astea. Ok. Aici. Da, bă, uite că e. Asta era cea mai șmecheră mașină pe care puteai să o ai. Și mai era una... A fost cea mai șmecheră mașină, nu-i nimica. Știu că ca și viteză mergea... Nu se compara mașina. Virajele de ea, mă, mai ok. M-a lovit poliția și tot eu îți devină. Am făcut-o praf, dar... Nu-i nimica. Și dau mai în față. Ori trebuie să scap de stele. Bine că a făcut-o. Și hai să salvăm. Dăm pe asta. Și aici închei clipul de GTA 3. Dacă v-a plăcut, o să mai continui. Și o să continui această serie cu retro gaming. Până data viitoare, salut!